Astăzi s-au împlinit 160 de ani de la nașterea uneia dintre cele mai mari cântărețe de operă din țara noastră, Hariclea Darcle. Este prima interpretă a rolului Floria Tosca, care a avut loc în data de 14 ianuarie 1900 la Teatrul Constanții din Roma, la premiera operei lui Giacomo Puccini. Regele Carol I, I a oferit ordinul Benemerenti, clasa I. Hariclea Darcle, personalitate marcantă a muzicii românești, s-a născut la Brăila, în data de 10 iunie 1860. Debutează într-un recital de canto în 1881 pe scena teatrului din orașul său natal. Pleacă la Paris în anul 1886, unde este remarcat de Charles Gounod, care îi încredințează rolul Margaretei din opera sa, Fos, rol cu care își face debutul pe scena operei în anul 1888. În scurt timp, Hariclea Darclay cucerește publicul și devine preferata multor compozitori. Românca s-a impus ca prima dona în marile teatre de operă de la Paris, Berlin, Florența, Milano, Roma și Moscova. La scala din Milano, scena consacrării sale mondiale, Hariclea Darclay a debutat în data de 26 decembrie 1890, aplaudată fiind chiar de Giuseppe Verdi, succesul aducându-i imediat contracte la cele mai mari teatre din Italia. Unul din cele mai importante momente pentru Hariclea a fost în 1900, când Puccini a văzut în ea soprana care putea să redea cel mai bine rolul Floriei Tosca. Premiera a avut loc la Roma. Înainte să urce pe scenă, obișnuia să aprindă o lumânare la icoana Maicii Domnului. A murit în data de 12 ianuarie 1939 în București și a fost înmormântată la cimitirul Belu. Din păcate, nu s-au păstrat decât două înregistrări cu vocea ei, cântecul fluierașului de George Stefanescu și vai Mândruță de Tiberiu Bredicianu, înregistrate cu acompaniament de pian la o vârstă înaintată.